În acest moment, Spitalul Județean de Urgență se confruntă cu o lipsă majoră de personal medical, de la medici până la infirmieri. Există situația în care un asistent este repartizat până la 35 de paturi, în loc de 8-12 paturi, cât ar fi normal. Lucrurile stau la fel și în cazul medicilor și al infirmierilor. La locurile de muncă unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, adică 24 de ore pe zi, personalul existent este sub limita minimă a normativului de personal. Și aș da câteva exemple. La asistenții medicali, unde normativul de normare conform legislației în vigoare este de un infirmier la 8, respectiv 12 paturi pe tură, există secții unde sunt repartizați pe tura 1 un asistent la 17 paturi, pe tura 2 un asistent la 35 de paturi, iar pe tura 3 un asistent tot la 35 de paturi. La infirmieri, unde pentru asigurarea activității fără întrerupere sunt necesare minimum 5 posturi pentru a putea asigura continuitatea, există secții unde nu avem decât 2 sau 3. Situația personalului se află cu mult sub limita minimă care ar trebui să funcționeze în spital. 1.165 de angajați sunt în prezent din aproximativ 1.420 de câți ar avea nevoie spitalul. Conform normativelor de personal, rezultă la nivelul Spitalului Județean de Urgență un număr de minim 1.462 de posturi, în prezent fiind angajați 1.165, deci cu mult sub limita minimă a personalului care ar trebui să existe în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, iar această lipsă de personal în momentul de față este acoperită prin dăruirea de care personalul dă dovadă, pentru că acoperă golurile care există în acest moment din punct de vedere a resurselor umane. În acest an s-au pensionat 40 de medici.